Băieții au primit o sarcină care le-a pus gândurile în ordine, la fel cum le-a stârnit imaginația și starea de reverie. Cel mai penibil moment cu o fată a fost când am trecut pe lângă ea pe stradă și era cu altul de mână. Am simțit că o să mă cer degeaba. Dacă ea și-a dorit să fie lângă ăla, eu n-aveam ce să schimb. Pur și simplu, asta e, să terminați. Mă mir. Eu abia aștept să-mi fac o soție, să văd dacă e ce trebuie ca să o iau acasă. Si, Vale, ce trebuie să aibă fata pe care o cauți? Singura mea condiție, frate, mă feresc de clișee ca de doamne iartă-mă. Fizic, mai ales eu cum sunt cu atingerea, trebuie să aibă o piele din asta deosebită. Să aibă trăsături feminine, mă băieți, știi, femin, să se vadă feminitatea pe ea, știi? Alin? Din punct de vedere fizic, mi-ar plăcea să nu fie mai înaltă ca mine, că eu fiind scund de înălțime. Am înțeles că avem ceva fete aici. Cam pentru tine. Eu sunt foarte atent de obicei la zâmbet și la păr. Îmi place să aibă părul îngrijit. Blaze! Fotomodel, ați înțeles, da? Tu ce vrei la fizic? Mă încântă și pe mine să arate bine și să țină în brațe. Ce înseamnă arată bine? Să aibă forme, să aibă ochi frumoși, orice culoare ar fi. Cred că ochii sunt oglinda sufletului și cum ai sufletul, așa sunt și ochii. Pentru mine, când văd o fată, prima oară, dacă nu am instant un vibe, nu o să am niciodată. Încredere, eu n-am. În femei? Nu, deloc. Ea trebuie să fie cel mai bun prieten, toți. Nu doar iubită și da. Blei, știi ce aș vrea să mă aștept la tine? Cel mai penibil moment în întâlnirea cu o fată. Poate a fost, dar... Mă, câte am eu. Pentru mine nu. Știu de unde să aleg. Am căzut într-un canal. M-am ridicat imediat, mi-am dat seama că ea nu s-a întors să mă vadă. M-am desprăfuit repede. Și după aia m-am dus. Salutare, Evelin, ce mai faci? Când am stat în Constanta, acum 4 ani, am vorbit cu o fată. Ea stă în București și eu vorbit cu ea și când vedem, bla bla, pentru o zi, vacanță, ceva de gen. Am ieșit de la gara, la intrare de gara, și ea imediat intră la gara și eu cu eu și ea. Ați dat cap în cap? Da, jur! În comparație, aș vrea și să ne spunem și cel mai frumos moment, mă, frate. Liviu? Care a fost cel mai mișto moment pe care l-ai împărțit cu o fată? Păi, hai să spun penibil, în primul rând. M-am întâlnit cu o fată. Era de frumoasă, încât mi-era și rușine să vorbesc. Și cred că a fost foarte penibil. Încă eu n-am spus nimic, adică n-am putut să spun nimic. Dintre încredere, dragoste, banii, comunicare, alegi toi. Și de ce? Dacă e dragoste, e și încredere. Clar, vine și încrederea. Dragoste și încredere n-are nici... Nu. Tu poți să iubești pe cineva, dar n-ai încredere în ea sau el. Aha. Eu aș răspunde foarte realist la asta. Comunicare și bani, la început. Uite, eu m-am dus după o fostă de-a mea, că ăla era cel mai amazing lucru pe care l-am făcut ever. Ea lucra în Hawaii și am reușit să-mi strâng eu bani, ca o lună de zile să plec în America după ea. S-a încetinit timpul. Știu că Brady deja o reperase, gen o simțea deja, eu eram cu cățelul. Și s-a dus repede înspre ea. În momentul în care ea m-a văzut, am auzit deja... Mi-a lăsat bagajul, că mi-a dat seama ce se întâmplă. Tipul ăla a scos telefonul, din ce am înțeles, asta s-a întâmplat. Ea mi-a sărit în brațe și a fost exact ca un moment din ăla, frate, când ne-am învârtit așa. Se auzea ceva muzică în fundal și ea continua să spună asta, da, mă, și frumos. Cu un accent, pentru că era bulgăraică, cu un accent ăsta în română. Nu pot să cred, nu pot să cred, nu pot. Și avea cea mai dulce și mișto voce pe care am auzit-o ever la o fată. Da, momente frumoase de visare în casa băieților, dar așteptați să le cunoaște și pe fetele de aici, pentru că să știți că sunt foarte, foarte drăguțe, sunt niște tipe foarte deștepte și sunt convinsă că, eu sper că toți dintre voi să găsiți așa o punte de comunicare cu ele. Și apoi, dacă s-o lega ceva, ideal ar fi să da. Dar știți cum e, nu poate nimeni să bage mâna în foc. Trebuie... Cred că să aveți un pic de deschidere și da, foarte corect, Valentin, să lăsați un pic clișeele jos, dacă aveți clișee, adică apropo de fizic, de alte lucruri. Am înțeles. Mm-hmm. Ei, acum nu trebuie să fiți așa ca la școală. Am înțeles ideea. Lăsăm tiparele. Uite, numai, dacă ne ajutați să creăm și contextul potrivit, cred că o să putem să ne cunoaștem. Păi de asta suntem aici, suntem atâția oameni, ca să vă facem să vă îndrăgostiți unii de alții și să vă facem ca șederea voastră să fie ușoară. Ce spui, Marian? Ne îndrăgostim unii de alții fără să ne vedem. Vrei asta? Că se așa? Nu! La mine să știi că nu-i departe! Acolo e provocarea maximă. Blaze deja s-a îndrăgostit. Deja ești nerăbdător, Marian? Încă nu.
Nu spuneai tu cu răbdare ba o virtute? Ba da. Dom'le, răbdare o virtute. Aveți răbdare, că credeți-mă, nu rămâne casa așa separată. Ați văzut în sezonul 2. În ultima săptămână s-a deschis ușa. Nu. Cum? Nu. Nu vreau să vă spun. Cred că îmi vedeți fața acum, da? Da. Nu vreau să vă spun. E normal că o să aveți o mulțime de momente de petrecut împreună. Și stați un pic, încep petrecerile în Casa Mireasa. Celebrele petreceri din Casa Mireasa. În curând, pe micile ecrane. Ce ziceți, doamnelor? Că aveți mare dreptate, dar îi înțelegem și pe ei, da? Și pe noi ne atinge ceva, că și ei doresc și noi simțim că doresc și ei să vadă fetele și sunt nerăbdători și este normal, așa zic eu. Da, și când o să le vadă, da, o să crească, le vadă, wow. Deja Blaze le-a cunoscut pe fete, Valentin le-a cunoscut pe fete, mă rog, fix așa, vocile, da, un pic așa, băieții au avut câte un date, Ionuț de asemenea a avut ieri un date și astăzi o să fie în living alături de fete, ești pregătit? Pregătit, dar plin de emoții. Aoleu, să nu mi-am o să intru aici, nu te lași, orice ar fi să nu te lași. Ce mult te-am mușturit copilul ăsta. Nu ai treabă cu camerele tu. Și doamna Simona și astăzi. Ce spuneți, doamna Victoria? Zic să nu se mai gândească la camere. Dar nu cred că el are o problemă cu camerele. E așteptarea asta, că vă dați seama, s-au alimentat și ei între ei acolo, toate discuții.